Bine v-am găsit, vă mulțumesc că ne urmăriți. Ediție specială aici la Dosar de Politician. Invitatul meu este președintele Senatului, Călin Popescu Tăicianu. Bună seara, domnule președinte. Bună seara. Mulțumesc pentru invitație. Haideți puțin să intrăm în subiectele arzătoare. Pe lângă lucrurile care ne preocupă pe noi, vedem că oamenii ies din nou în stradă, se manifestă, se protestează împotriva politizării Curții Constituționale. O să discutăm și despre asta, să vedem cum este modelul peste ocean, cum se numește în Statele Unite Curtea Constituțională și dacă este sau nu politică acolo. Înainte de asta, în noi România avem impresia că aici, pe malul Dâmbovițe, se iau și se întâmplă cele mai importante decizii la Bruxelles, însă Franța și Germania discută, da, cât se poate de intens, despre o Europa în două viteze. Iar noi, ocupați cu războiul nostru politic, care ține de ceva vreme, nu prea avem o voce unitară în acest sens. Și haideți să discutăm puțin, plecând de la premisa că, așa cum spuneați dumneavoastră, suntem a șaptea țară din Uniunea Europeană, avem peste 20 de milioane de locuitori, poate cea mai importantă comunitate din Europa de emigranți, dar... Nu cred. Una dintre cele una mai dintre. Importante, da. Dar să totuși suntem, da... Nu suntem la masa bogaților, la masa importantă a Europei, din păcate. Și se vede și acum, cu ocazia acestor discuții, despre ce se întâmplă cu soarta și viitorul Europei. Da, primul lucru pe care aș dori să-l subliniez este că, din păcate, în România ne ocupăm de nimicuri, de multă vreme. În loc să construim o viziune pentru viitorul României, așa cum am cerut de nenumărate ori, în care partidele politice, elita politică, intelectuală a țării să fie angrenate, stăm și ne irosim vremea cu tot felul de fleacuri. Și mă uit și la unii din intelectualii de renume din România, care nu sunt în stare să depășească această condiție a discutării fleacurilor. Și văd că se complac în această formulă de multă, multă vreme. În acest timp, sigur că la Bruxelles țările europene încearcă să găsească o formulă de relansare a Uniunii Europene, un nou proiect european, mai ales după ieșirea Marii Britanii, sau mai bine zis după referendumul din Marea Britanie, pentru că Marea Britanie nu va ieși decât probabil peste 2 ani. În mod efectiv. Acum lumea a început să discute ce este de făcut odată cu ieșirea Marii Britanii. Aș dori să subliniez un lucru, și anume foarte important. În momentul în care discutăm despre viitorul Uniunii, ar trebui să înțelegem ce se întâmplă cu Uniunea în acest moment și cred că elementul cel mai important, edificator în legătură cu starea Uniunii în acest moment, este tocmai Brexit-ul, ieșirea Marii Britanii. Care este motivul pentru care Marea Britanie a dorit să iasă din Uniunea Europeană? Sentimentul majorității cetățenilor britanici că deciziile cele mai importante referitoare la propria lor țară nu sunt luate la Westminster, adică în Parlamentul Britanic, ci sunt luate la Bruxelles de birocrați lipsiți de legitimitate. Adică birocrați nealeși. Birocrați nealeși, ca să fie... Da, e foarte bună această subliniere. Dar să știți că acest sentiment nu-l trăiesc numai britanici. Acum, iată, fără ca să existe o consultare adevărată, anumite țări, președintele Comisiei Europene vine și propune acest viitor plan al Europei cu două viteze. Întâmplarea a făcut ca în săptămâna aceasta să fi făcut o vizită de o zi și jumătate la Varșovia, unde m-am întâlnit cu președintele Senatului, cu la ei președintele poartă denumirea de mareșal, mareșalul Senatului, mareșalul Seimului, adică echivalentul Camerei Deputaților de la noi, cu o serie de membri importanți din guvern. Din păcate, primul ministru și ministrul de externe erau plecați la reuniunea de la Visegrad, dar am avut ocazia să mă întâlnesc cu oameni cu greutate din guvernul polonez și, nu în ultimul rând, aș menționa întrevederea pe care am avut-o cu Jaroslaw Kaczynski, care este președintele partidului aflat la guvernare, care nu deține nicio funcție publică decât cea de președinte de partid, dar care este, aș spune, persoana și cea mai ascultată, poate și cea mai autorizată în privința pozițiilor Poloniei. E bine, discuțiile pe care le-am avut cu
acești lideri ai Poloniei de astăzi mi-au dat clar un contur al ceea ce înseamnă o țară care își cunoaște și interesul național și își dorește și un proiect pentru viitorul ei. Polonia este evident una din țările care nu va accepta o Europa cu două viteze și sigur că ne-au pus și nouă aceeași întrebare, ce vrem să facem în viitor, și vreau să vă spun că în foarte multe domenii există o similitudine de situații între România și Polonia cum nu mi-am putut imagina, fie că vorbim de raportarea la instituțiile europene și la modul în care funcționează Uniunea Europeană, fie că vorbim de eforturile pentru diminuarea decalajelor care separă țările noastre de cele din vest, fie că vorbim de efectele asupra economiei, a globalizării și a pătrunderii firmelor cu capital străin care ajung să fie predominante în economiile naționale, fie că vorbim de preocupările de securitate față de amenințările care ne vin din partea de est, din partea Rusiei. Vă spun, am rămas foarte, foarte impresionat constatând că parcă suntem în două situații trase la indigo. Așa de mult seamănă situația noastră cu cea a Poloniei sau, dacă vreți, invers. Existența unei migrații foarte puternice poloneze în Marea Britanie, cum este de altfel și cea noastră, vă spuneam că... Cu amănuntul, domnule Tăricianu, că Polonia are o economie mult mai puternică decât România. Are o economie România, mai puternică pentru că și populația este mai mare, populația este dublă față de cea a României și atunci asigur că și ponderea economiei poloneze este mult mai mare, dar și performanța economiei, ca să fim corecți și cinstiți. Adică, dar... Nu este o diferență uriașă, aș spune, între performanța celor două economii. Și Polonia astăzi are creștere economică care este invidiată de țările din vest, mă scuzați, așa cum este și economia României. Sunt foarte multe, repet, asemănări. Ce putem face împreună este întrebarea, mai ales că pare se că planurile care se desenează la Bruxelles nu ne vor fi tocmai favorabile. Și de aceea eu argumentez că este nevoie de o anumită coeziune în plan regional între țările care odinioară au aparținut lagărului comunist. Deci aici ne numărăm noi, se numără Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria. Așa zisul grup de la Visegrad, nu? Nu, grupul de la Visegrad e alcătuit din patru țări, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia. La un moment dat am fost și noi invitați să facem parte din acest grup, n-aș putea spune că a fost chiar o invitație de a face parte, dar au existat diferite, tatonări, poate e mult zis. Decidenții politici ai României nu au considerat că este utilă, mă refer în de trecut, da? Nu au considerat că este utilă o apropiere de grupul de la Visegrad. Și atunci cu cine suntem în jocul ăsta? Știți că e o întrebare foarte bună, dar pe care văd că cea mai mare parte a intelectualilor români, de exemplu, nu și-o pun. Ce face România? Bun, cu suntem cine cu Germania, este? Suntem cu Franța, nu suntem cu nimeni. Țările de la Visegrad. Nu suntem cu nimeni. Deci România, în momentul de față, este singură și semeață, așa, ca să glumim puțin, da? Grupul de la Visegrad nu pot să spun că are o coerență perfectă. Noi nu suntem nici într-o relație și nici nu știu dacă ar fi foarte bine să stăm și să tragem tot timpul noi de Bulgaria, să o ținem după noi. Să știți că cu Bulgaria au fost anumite probleme în faza de aderare a României la Uniunea Europeană. România era cu pregătirile încheiate cu aproape un an înainte față de Bulgaria, care avea întârzieri. Eu totdeauna prefer să mă raportez la cei care au o performanță mai bună, care sunt mai competitivi, mai solizi, care au Bulgaria, și o anumită totuși are o relație viziune specială cu Germania, domnule Tăricean, cunoscută, cel puțin în plan economic. Germania a investit mult în Bulgaria, în special în momentul de față, privirile care sunt ațintite asupra Bulgariei se tem mai degrabă de o anumită rezonanță cu Rusia. Păi, haideți să răspundem la întrebarea aceea. Dacă vreți să discutăm de această chestiune, sigur că
Nu e poate potrivit pentru o discuție, într-o dezbatere atât de scurtă la televizor, dar cred că România, dacă nu-și va găsi, aceasta este opinia mea, dacă România nu-și va găsi în viitorul apropiat un grup de țări cu care să și rezoneze din punct de vedere al intereselor naționale, atunci sigur că nu mă aștept ca viitorul să fie unul foarte bun în privința relației cu Uniunea Europeană. Ca să fiu foarte clar, Uniunea Europeană atunci va fi în măsură să ia anumite decizii care să producă, practic, o linie de separație între țările din vestul Europei și țările din centrul Europei, în care ne găsim și noi, acest grup al țărilor din centrul Europei, cu efecte pe care astăzi încă nu le putem cuantifica. Va depinde foarte mult care vor fi deciziile concrete legate de funcționarea Uniunii Europene în viitor. Dar vreau să înțelegem cu toții că asta este o problemă foarte, foarte serioasă. Și dacă România nu-și va înteți contactele diplomatice și coordonarea pozițiilor ei cu alte state care sunt într-o situație cât de cât similară sau apropiată cu a noastră, atunci asigur că vom avea probabil niște costuri importante pe care le vom prelua. Haideți să răspundem atunci la întrebarea asta. Unde suntem? Cu cine suntem? Sunteți președintele Senatului, al doilea om în stat. Presupun că o discuție cu președintele României, cu președintele Camerei, cu majoritatea parlamentară ar fi binevenită. Există intenția asta? Știu că... După cum ați văzut, săptămâna aceasta președintele Camerei a lansat un apel la președinte de a organiza o serie de consultări care, în fine, apelul a fost dezavoat, ca să zic așa. Și atunci ceea ce pot să vă spun este următorul lucru. Sigur că, având în vedere că și președintele are un rol în politica externă conform Constituției, această consultare eu cred că ar fi utilă, ar fi necesară, dar dacă președintele nu dorește, asta este. Până la urmă, România nu o să stea pe loc. Noi o să trebuiască să ne vedem de interesele noastre. Dacă președintele vrea să fie o voce tăcută și să accepte tot ceea ce se va decide la Bruxelles peste capul nostru în privința României, e treaba lui. Eu am altă părere și cred că și colegul meu, președintele Camerei, din câte am văzut, dorește să facem o discuție și să găsim, bineînțeles, probabil, hai să spunem așa, nu numai în interior, în România, un element comun, da, de atitudine și de poziție exprimată la Bruxelles, dar va trebui să găsim și un set de alianțe cu țările din regiune pentru a ne coordona pozițiile și a nu fi perdanții acestor decizii. Adică, eu n-aș vrea ca România să rămână undeva la colțul mesei, să primim firimiturile de la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, trebuie să spunem foarte clar, a beneficiat de pe urma extinderii enorm. Nu numai în termeni economici, cum foarte mulți se grăbesc să vadă. E foarte adevărat că Uniunea Europeană a beneficiat economic, dar a beneficiat și în termeni de securitate, pentru că între Rusia și țările din vest a apărut această zonă tampon extraordinară, în care noi suntem alături de polonezi, de exemplu, în frontul, în linia întâi a frontului față de Rusia, da? Pentru cei care locuiesc în vestul Europei, amenințarea Rusiei este o amenințare extrem de îndepărtată. Nu e același lucru pentru noi și pentru polonezi. Vă spuneam de apropierea de Polonia în privința abordărilor. România și Polonia sunt printre puținele țări care au hotărât să adopte acest 2% din produsul intern brut pentru apărare. Sunt în curs de desfășurare exercițiile militare comune sub umbrela NATO, care ne dau un sentiment, aș spune, de securitate crescut și e foarte bine. Dar ce facem în continuare? Cum alocăm acești bani în așa fel încât ei să fie cât mai eficienți și să ne crească protecția în fața amenințărilor externe? Din acest motiv, eu cred că vesticii nu au decât de câștigat de pe urma apartenenței noastre la structurile Uniunii Europene și ale NATO. Adică, până la urmă, ce vreau să spun este că noi suntem la o masă în care va trebui să negociem, nu să acceptăm pur și simplu toate deciziile care vor fi luate în vest. Să știți că și în Polonia există o îngrijorare mare față de leadership-ul pe care Germania vrea acum să-l impună Uniunii Europene și există o îngrijorare
pe care, nu vă ascund, la care și eu m-am gândit, adică elemente la care și eu m-am gândit, cunoscând interesele vechi istorice între Germania și Rusia, ce efecte ar putea să aibă ele asupra noastră? Suntem în măsură să ne preocupe acest lucru sau continuăm să ne ocupăm de mitingurile din Piața Victoriei și lucrurile astea trec pe lângă noi și ne vom trezi la un moment dat în situația în care nu vom mai avea cum să reacționăm, că deciziile sunt luate, clasa politică românească e depășită. Asta e întrebarea pe care ar trebui să ne o punem astăzi seară și mă refer față de telespectatori în sensul acesta. Președintele Iohannis poate să meargă să angajeze România la aceste discuții fără să vină în Parlament, fără să treacă, cum să spun, o rezoluție sau să fie un acord politic, da, cu care președintele să meargă la Bruxelles. Da, poate de capul domniei sale, nu știu, să angajeze Mănăstire, discuții. Subiectul pe care îl deschideți acum, cred că nu este unul nou. Cred că eu am mai discutat de această chestiune. Vă mulțumesc că ați ridicat problema. Și eu, sigur că există o decizie a Curții Constituționale care îi dă posibilitatea președintelui să se ducă la Bruxelles. El nu trebuie să ia neapărat aprobare de la Parlament. Dar o dezbatere în Parlament nu ar face decât eventual să întărească poziția președintelui în cazul în care, sigur, dorește să apere interesele României. Mai ales că și europenii și cei de la Bruxelles știu, cunosc contextul politic de la București. Majoritatea parlamentară este de altă culoare politică, este practic în opoziție cu președintele Iohannis. Președintele Iohannis poate să meargă cu opoziție. Să știți un lucru, că în toate țările europene, înainte de reuniunile Consiliului European, mai ales când se iau decizii foarte importante, primii miniștri sau președinții se duc în parlamentele naționale, unde se face o dezbatere foarte consistentă, se adoptă un punct de vedere și întotdeauna cei prim-miniștri care au în spate o astfel de poziție exprimată de Parlament au și un cuvânt mai greu în negocierile pe care le fac, în sprijinirea propriilor poziții, în susținerea propriilor poziții. Așa mi-aș imagina că ar fi necesar, mai ales că este o chestiune de interes național, nu este o problemă îngustă în care, hai să spunem, președintele poate să decidă de unul singur. Ar trebui, sigur că da, să se consulte cu Parlamentul, care este singura instituție democratică și cea mai reprezentativă pentru toți cetățenii țării. Știți de ce? Unii nu consideră lucrul ăsta. Nu, vreau să vă spun ceva. Dacă vorbim de reprezentativitate și legitimitate, fără îndoială că nu există instituție mai reprezentativă și mai legitimă decât Parlamentul. Și am să vă explic și de ce. În timp ce președintele ajunge să fie votat de un număr de alegători 50 plus ceva la sută, da? În Parlament există reprezentați sau există reprezentate toate opțiunile cetățenilor, de la dreapta până la stânga. De aceea este mult mai legitim Parlamentul decât, hai să spunem, președintele, dacă nu mă refer la persoana domnului Iohannis, eu mă refer la instituție. Bun, apropo de lucrul ăsta, ca să încheiem subiectul legat de ce se va întâmpla, deci practic suntem în aer, nu avem un consens pe tema asta, din discuțiile pe care ați avut. Nu, nu avem un consens, nu avem o discuție, măcar o dezbatere. Nu există discuția după care urmează consensul sau nu vine. Exact, exact. După discuțiile de la Varșovia, putem să facem echipă, să zic așa, prozaic cu Polonia în lucrurile astea? Îndoială. Polonia este dispusă să Polonia văzând într-o alianță? Polonia văzând, pentru că și ei analizează situația politică, economică, internă din țările din prejur, cum analizăm și noi, ei își dau seama că, și vă fac un calcul foarte simplu, Polonia plus România au 60 de milioane de locuitori, adică, practic, cât Marea Britanie. Deci noi suntem împreună o reală forță care nu poate fi neglijată în momentul în care se fac negocierile la Bruxelles. Dacă adăugăm și restul țărilor din grupul de la Visegrad, ajungem la cocheta cifră de 80 de milioane. Cât Germania. Cât Germania. Da? Germania. Deci să știți că această politică de alianțe, sigur că ar fi foarte utilă pentru definirea câtorva obiective comune. Pentru că noi facem niște sacrificii foarte mari. Vorbeam cu partenerii polonezi.
Să știți că și la ei este aceeași mare problemă pe care o întâmpinăm noi. Adică, oameni cu pregătire universitară de înalt nivel, care pleacă în străinătate, medici, cadre medicale, ingineri în domeniul IT-ului, în domeniul, afacerilor financiare, cu toții plătim un tribut greu, pe care, într-un fel, trebuie să-l cuantificăm, pentru că toți acești oameni au beneficiat de pregătire, de educație și vedeți că trebuie să ne punem un semn de întrebare. Pe cheltuiala statelor de unde au plecat. Cheltuiala statelor. Vorbim cu atât de multă ușurință despre așa zisa calitate proastă a învățământului românesc. În Polonia mi-au spus că se discută exact în aceiași termeni, dar cum se face cu oamenii care sunt cu pregătirea asta în educație făcută în sistemul atât de criticat, ajung să fie doriți și să fie racolați cu sutele de mii în țările din Occident. Bun. Noi nu putem să spunem, numai o clipă, nu putem să spunem că nu am beneficiat de pe urma aderării României la piața europeană. Argumentul forte al Germaniei în aceste negocieri este argumentul financiar. Germania contribuie mai mult, este contributorul net. Deci, cu alte cuvinte, Germania și Franța dau bani pentru susținerea Uniunii Europene. Noi cheltuim, noi polonezii și celelalte țări cheltuie mai mult decât dau la bugetul Uniunii. Ăsta este argumentul pentru care ei, Germania, motorul franco-german, spune că Europa trebuie să fie regândită. Pentru că ei nu mai pot susține financiar această construcție. Haideți să vă spun ceva. Vă spuneam de paralela dintre România și Polonia. Știți că au apărut săptămânile trecute niște cifre referitoare, cred că au fost publicate de Ziarul Financiar într-o analiză privitoare la contribuția firmelor care funcționează în România la veniturile bugetului. Sunt firmele străine, au o cifră de afaceri care se învârte în jurul sumei de 550 de miliarde de lei și varsă 9 miliarde de lei profit la buget. Firmele românești se duc către 580 de miliarde de lei, deci sumele sunt comparabile, dar contribuția la bugetul statului este 57 de miliarde de lei. Prin urmare, întrebarea mea este următoarea. Firmele străine, multinaționalele, care sunt atât de bine gestionate, care reprezintă un model pentru antreprenorii români, ce nu știu să facă profit și să chinuie la limita supraviețuirii, sau nu cumva exportă profitul în țările de origine? Acest lucru nu e cuantificat în această mare ecuație economică de care vorbeați, în care anumite țări sunt contributoare nete la bugetul Uniunii și noi beneficiari neți, dar pe de altă parte vedem că firmele care funcționează în România își exportă cu grijă toate profiturile în țările de origine. Sau că marile multinaționale din Franța și din Germania, cu toată dragostea, au venit și au luat cotă de piață. Își vând mărfurile și produsele. Cotă de piață, folosesc o mână de lucru ieftină pe care la ei nu o găsesc, care este și foarte calificată. Eu cred că e foarte periculos să lăsăm impresia că în acest proiect mare care s-a numit Uniunea Europeană au fost țări care au profitat, adică noi, și țări care au plătit și care sunt țările din vest. Situația nu este departe de a fi așa. Luăm o scurtă pauză comercială și revenim cu discuții despre depolitizarea Curții Constituționale. Noua temă pe agenda publică. Revenim. Am revenit în direct, discutăm cu președintele Senatului, domnul Călin Popescu Tăriceanu. Domnule Tăriceanu, vreau să discutăm despre Curtea Constituțională. Ați reportat o victorie, să zic așa, în conflictul dumneavoastră și în dezbaterea pe care ați avut-o cu cei de la DNA. Ați făcut sesizarea de la curte, curtea v-a dat dreptate, există așadar acel conflict constituțional. În schimb, ministrul Justiției, domnul Toader, a spus că după această decizie, toată lumea așteaptă și motivarea ei, după această decizie, trebuie găsit o modalitate prin care lucrurile astea să nu se mai întâmple. Cu alte cuvinte, cum a fost cazul anchetei făcute de DNA pentru Ordonanța 13. Cum putem evita aceste conflicte, da? Acest conflict? Să știți că decizia Curții Constituționale nu a făcut decât să pună lucrurile într-un făgaș normal. Și pe mine acest lucru, sigur că
Nu pot să spun că nu mi-a dat o anumită satisfacție. În ce sens? În sensul în care de 2 ani de zile eu critic mereu abuzurile și excesele pe care le fac anumite instituții de forță și cu precădere DNA-ul. În condițiile în care DNA-ul a ajuns să ancheteze guvernul, lucru care este, cred că, unic în istoria sistemelor parlamentare democratice. Ca procuratura să ancheteze modul în care guvernul elaborează actele normative, nu? Așa ceva nu s-a văzut nicăieri. În lume, nu în România. Nu, că în România, România am avut evident, evident. Și lucrul acesta nu a făcut decât să-mi dea un element suplimentar în convingerea pe care o am că DNA-ul este o instituție care este complet deraiată, care nu înțelege sensul funcționării democratice a instituțiilor, a celor 3 instituții fundamentale în stat, și își arogă, așa cum a spus și Curtea Constituțională, puteri pe care nu le are din punct de vedere constituțional. Acum, sigur că am văzut această dezbatere la început legată de Curtea Constituțională. Ceea ce cred eu este că se întâmplă următorul lucru. Cei care au pierdut alegerile în 11 decembrie nu se împacă cu acest gând și ei vor să găsească diferite metode să răstoarne ordinea constituțională din România, care nu este diferită cu nimic de cea din Occident, aceeași arhitectură constituțională avem și noi, nu sunt împăcați cu rezultatul alegerilor și continuă să vină cu tot felul de teme care să perturbe, bineînțeles, dezbaterea publică, inducând probleme false. Nu există o politizare a Curții Constituționale, din contră, e un mecanism care este, aș spune eu, foarte echilibrat, pentru că știți că numirile la curte sunt făcute așa, sunt făcute de președinte, sunt făcute de parlament, deci există un echilibru tocmai pentru a nu risca, eu știu, anumită, hai să spunem, alunecare în cadrul Curții Constituționale. Dar, pe de altă parte, vă mai spun ceva. Oamenii care sunt judecători la Curtea Constituțională au și ei, probabil, anumite opțiuni politice. Ce vor cei care reclamă așa zisa depolitizare? Să luăm pe unii care sunt spălați pe creier, care n-au nimic, care sunt ce? Ce sunt oamenii ăia care n-au niciun fel de opțiune în viață? Nu, nu înțeleg. Noi, Tăricianu, profit de prezența dumneavoastră să facem o mică acoladă, să le explicăm și celor care sunt în piață acum, cei care protestează, ei susțin DNA-ul, da? Așadar Procuratura, versus Curtea Constituțională și cer, practic... Ce-i asta? Dar stați puțin, dar astea nu sunt instituții care să fie pe poziții contradictorii. Curtea Constituțională nu are treabă cu DNA-ul. Curtea Constituțională poate să sancționeze derapajele DNA-ului, poate să le sancționeze pe cele ale parlamentului, ale parlamentului, pe ale guvernului. Așa e gândită... este tema, sunt oameni interesați să protesteze pe tema asta și, repet, ideea de bază este susținerea DNA și depolitizarea Curții Constituționale. Nu, și dar, luat, haideți să le explicăm oamenilor că am luat modelul din Statele Unite, este un model extraordinar, este un model extrem de interesant. În Statele Unite, da, Curtea Constituțională se numește Curtea Supremă a Statelor Unite, Curtea Supremă de Justiție, da? Și este unica curte de justiție instituită prin Constituție. Curțile inferioare sunt instituite de puterea legislativă. O altă chestiune, cum ar fi, de exemplu, ca Parlamentul reunit să instituie curți de judecată în România, cred că ar fi o întreagă nebunie. Un congresman american spunea în 1908 despre următorul lucru. Constituția Statelor Unite este ceea ce Curtea Supremă spune că este. Așadar, în Statele Unite, modelul nostru cel mai apropiat, da, oamenii îl văd ca un reper de corectitudine și, până la urmă, un deziderat al nostru. În Statele Unite, Constituția, așadar, este interpretată exclusiv de această Curte Supremă de Justiție. Foarte interesant cum se fac numirile la Curtea Supremă de Justiție din Statele Unite, adică la Curtea Constituțională. Procedura desemnării unui judecător la Curtea Supremă din Statele Unite este întotdeauna o luptă politică. Chipul. Republicanii și democrații încearcă să promoveze un candidat care să le reprezinte ideologia. Democrații sunt liberali, mai de stânga, republicanii sunt conservatori, mai de dreapta. Miza este foarte mare pentru că judecătorii sunt numiți pe viață. Judecătorii supremi sunt nominalizați de președinte, iar senatul
adesea de altă orientare politică decât președintele, trebuie să confirme această nominalizare. Deci așadar o luptă politică și o desemnare politică. Și să dăm și un exemplu. În 2016 a încetat din viață cel mai cunoscut judecător de înaltă curte din Statele Unite, Antonin Scalia, care a fost numit în 1986 de președintele republican Ronald Reagan. Antonin Scalia era cunoscut pentru opțiunile sale politice ferme. El era convins de constituționalitatea pedepsei cu moartea și era un apărător al deținerii de arme individuale, o exprima public. El a fost un adversar al avortului și al uniunii dintre persoane de același sex și a discriminării pozitive. Deci în Statele Unite, Curtea Supremă de Justiție, omologa a Curții Constituționale din Statele Unite, este un organ eminamente politic, da, care este practic rezultatul luptei politice dintre republicani și democrați, care au convingeri politice, opțiuni politice clare. Au opțiuni și convingeri, sigur că da. Însă, ca să vedem cum este ceva, și în altă acum, parte. Sigur că există, eu știu, niște oameni, nu știu, mai mult sau mai puțin, dar în orice caz, nu știu care e reprezentativitatea la nivel național, care au această idee, domnule, să desfințăm Curtea Constituțională. Mâine s-ar putea să vină unii care să spună, să știți, desfințăm guvernul, că este DNA-ul care rezolvă problemele, nu? S-ar putea să desfințăm și Parlamentul, cine știe, și să facem o țară care să fie condusă de DNA, că văd că tot este la mare simpatie pentru unii, pentru câțiva care sunt adunați în piață această idee. Eu cred că nu are rost să stăm foarte mult să disecăm această chestiune, pentru că păreri de genul ăsta vom întâlni tot timpul. Slavă Domnului, suntem într-o țară liberă, fiecare are dreptul să-și exprime propria opinie, o respectăm, dar nu înseamnă că oameni care n-au nici cea mai elementară pregătire politică pot să înțeleagă care este rolul anumitor instituții în arhitectura constituțională, care este rolul Curții Constituționale și, iată, să știți că avem modelul de care spuneați, la care românii se raportează așa cu mare admirație, este într-adevăr modelul american. Dar în Europa, toate țările, eu știu, avansate, că vorbim de Franța, de Germania, au curți constituționale. Haideți să unde facem oamenii altceva. Aceia care sunt numiți nu sunt luați, cum să spun, nu sunt făcuți în eprubetă și luați de acolo și puși la Curtea Constituțională. Evident, sunt oameni care sunt propuși în aceste funcții, nu vin așa, eu știu, aduși din cer cu parașutați, nu știu cum, sunt propuși de anumite instituții în funcție de cum este legislația fiecărei țări. Instituții sau oameni care, sigur, sunt în conducerea acestor instituții. Suntem pe un tărâm al ipocriziei, pentru că șefii marilor parchete, domnule Tăriceanu, sunt numiți tot politic. Cel puțin pe procedura care există acum. Nu este un secret că doamna Chioveși practic a fost subiectul unei negocieri politice între fostul președinte Traian Băsescu și fostul premier Victor Ponta. Avem nenumărate mărturii care indică lucrul ăsta. Da, a fost o negociere politică între președinte și primul ministru al țării. Nu cred că era nimic nepolitic acolo, da? Președintele și primul ministru. S-au negociat inclusiv pozițiile de adjuncți la cele două mari parchete. Procuror general, unde premierul Victor Ponta a reușit să-și impună o cunoștință, fostul procuror Tiberiu Nițu, de partea cealaltă, președinte Traian Băsescu a impus-o pe doamna Chioveși, așa cum bine ne-a spus chiar domnia sa. Da, da. Deci, mari de parchete acesta sunt, de fapt, subiectul negocierilor politice. Acesta este motivul pentru care, știți bine, am o inițiativă legislativă în Parlament pentru depolitizarea, într-adevăr, a numirii celor de la parchete. Adică numirea să nu mai fie făcută în această modalitate de președinte, care are, evident, oricare ar fi el, nu mă refer la actualul președinte, are diverse opțiuni politice, ci să scoatem această denumire, să punem niște filtre care să ducă la o, haideți să spunem, formulă din care factorul politic să fie scos. Apropo de DNA și de să nu numesc conflict. Practic, disputa asta publică pe care o aveți prin mass media cu doamna Chioveși. Nu, eu n-am dumneavoastră nicio discută cu doamna Chioveși. Eu nu am decât un singur obiectiv. Ca România să rămână o țară liberă și democratică, în care cetățenii să fie apărați de instituțiile statului și nu să fie terorizați sau abuzați, așa cum am văzut în ultima vreme. Și acest lucru îl spun foarte clar și răspicat. De ce? Pentru că vedem în ultima vreme ce apar la suprafață lucruri extrem de grave, pe care cei din piață care stau să manifesteze în momentul de față, parcă nu le văd.
avem procurori care procedează de ca și cum țara ar fi a lor și pentru ei nu există lege, nu există nimic, există numai bunul plac. Avem cazul procurorului de la Prahova, avem cazul de la Constanța. Avem după aceea un lucru iarăși foarte grav. Protocoalele secrete dintre DNA și SRI, da? Care au fost recunoscute de directorul SRI, care spune ceva că aceste... greutate după da, câteva... care, care aceste protocoale, evident, că au trebuit să fie abandonate și, practic, SRI-ul spune că a făcut acest lucru. Dar, atenție, după decizia Curții Constituționale, doamna Chioveși ne minte în față și ne spune că aceste protocoale nu au existat. Câte abuzuri s-au întâmplat aceste protocoale fiind în funcție? Cine poate să ne spună în momentul acesta ce se întâmplă? Deci vedem ceea ce spun de foarte multă vreme, că DNA-ul este o instituție scăpată de sub orice control civil. Procurorii, după cum vedem, nu sunt niște sfinți care vin să aplice legea. Sunt unii care au niște carențe de comportament, de judecată, de morală grave de tot. Cum putem să avem încredere oarbă într-o astfel de instituție? Nicăieri în lume nu se întâmplă acest lucru. Și derapajele pe care le vedem, abuzurile pe care le vedem, sunt tocmai rezultatul unui fenomen pe care l-am semnalat și pe care văd că unii nu vor să-l înțeleagă. Deci o să-l înțeleagă când o să fie ei înșiși victimile abuzurilor. Este vorba de excesul de putere. Este vorba de o corupție pe care ți-o dă puterea nelimitată. Asta o corupție morală, să înțeleagă și cei care se uită. Da, nu e o corupție financiară, o corupție morală. Bineînțeles, eu am mai spus puterii de multe ori că nu există numai corupția financiară, sunt alte forme care sunt, pot să fie și ele foarte grave. Și vedem că în România abuzurile acestea nu vizează numai clasa politică, cu toate că, din ceea ce deslușim acum, se pare că sunt instituții care și-au arogat anumite, eu știu, decizii de a face selecție în clasa politică, după sau cum am văzut din clasa politică. Da, dar vedeți că această curățenie a clasei politice poate să fie făcută de justiție prin pedepsirea celor care au încălcat legea, dar nu prin bunul plac și prin decizia comună a adjunctului de la SRI împreună cu doamna Chioveși. Și mie nu-mi place X, nu-mi place Y, prin urmare le facem, le montăm un dosar și eliminăm. Asta se întâmplă în România de astăzi. Vă mențineți cererea de demitere a doamnei Chioveși? Să știți că eu am făcut următoarea afirmație pe care vreau să o subliniez încă o dată. Am spus că în mod normal, după decizia curții, doamna Chioveși ar trebui să-și dea demisia, dar sunt convins în proporție de 99% că nu-și va da demisia. Președintele, în fața unei astfel de situații, ar trebui să reacționeze. Președintele, vedem că nu are niciun fel de atitudine. Dar procedura de numire a doamnei Chioveși începe de la ministrul justiției, nouul ministru al justiției, domnul Tudorel Toader, fost judecător al CCR-ului, încă nu s-a exprimat. Deci procedura de numire începe de la ministru. Dacă ministrul o propune, ministrul poate să ceară și revocarea doamnei Chioveși. Știți că până ajunge să fie numită într-o astfel de funcție, persoana respectivă trece printr-un filtru care este al CSM-ului. Și în mod normal eu mă aștept ca CSM-ul acum poate, într-un târziu, să se trezească și să analizeze cu luciditate și cu responsabilitate ceea ce se întâmplă. CSM-ul a decis că doamna Chioveși nu poate fi anchetată de inspecția judiciară. Da, este pentru că ea este mai presus decât legea. Da. Este în fine, un vot. Nu, eu cred că CSM-ul până la urmă, dacă nu vrea să se compromită și să ajungă în derizoriu, trebuie să se trezească cu aceste situații care, evident, că depășesc limitele normalului sau unei greșeli care, hai să spunem, e o mică greșeală de parcurs care poate fi corijată. Nu suntem în această situație. Și sigur că este, în final, și președintele, care bănuiesc că e un observator a ceea ce se întâmplă totuși în domeniul justiției, așa cum ne-a spus de nu știu câte ori. Nu poate să fie absent, nepăsător la această situație. Bun. Vă mențineți așadar cererea. Președintele PSD, domnul Liviu Dragnea, a spus că nu îi solicită demisia doamnei Chioveși, dar așteaptă, a fost o nuanță
Liviu Dragnea așteaptă decizia ACCR, adică explicitarea, motivarea Curții Constituționale. Și eu am spus exact același lucru, că așteptăm să vedem care este decizia Curții Constituționale. Parlamentul nu are un rol, după cum știți, activ în desemnarea procurorului, dar până la urmă, în calitate de președinte al Senatului, nici nu pot să mă fac că nu văd și să consider că e o problemă care nu ne privește. Ba da, ne privește, pentru că acest lucru se reflectă negativ asupra cetățenilor, tuturor cetățenilor României. Abuzurile acestea nu sunt un accident în activitatea pe care a avut-o DNA-ul. Lucrurile care apar acum la suprafață sunt foarte grave și ele au culminat cu acțiunea DNA-ului de anchetare a guvernului. Mie mi se pare acest lucru extrem, extrem de grav. Ea reflectă, această acțiune reflectă de fapt ce? Mentalitatea celor care sunt astăzi în fruntea DNA-ului și care văd că funcționează încălcând practic normele de drept constituțional. Până la urmă, vă dați seama că drepturile și libertățile unei persoane, pe lângă lucrurile astea, pentru ei, sunt probabil fleacuri. Astea sunt, restul intră la victime colaterale, dacă ei își permit să ancheteze guvernul. Vă dați seama ce e în mintea lor? Ce grozăvie să petrece acolo? Ei nu înțeleg, de fapt, care este rolul parchetului, indiferent cum se numește, că se numește DNA sau are altă denumire. Să ancheteze deciziile politice. Ei se cred în momentul de față, domnul Mănăstire, ei se cred în momentul de față o supraputere, și care este mai presus de supraputere și politică în România. Ei anchetează deciziile politice, trimit la închisoare sau la condamnare oameni politici și așa mai departe. Fac curățenie cum vor în mediul economic, doboară firme, le bagă în faliment, acuză și condamnă oameni nevinovați, cum este Mariana Rarinca și alții. Asta este situația gravă pe care o vedem astăzi. Da? Puteau să facă lucrul ăsta dacă lucrurile acestea pe care le susțineți ar fi adevărate în proporție de 100%. Puteau să facă lucrul ăsta fără o susținere, pentru că echipa de procurori de la DNA, mult hulitul DNA în ultima perioadă, un DNA susținut, un DNA lăudat de altfel la Bruxelles, echipa nu este mare, 100 și ceva de procurori, până la urmă oamenii ăștia puteau face toate lucrurile astea fără un suport. Da? Și s-a vorbit aici cât se poate de clar, ați spus și dumneavoastră, despre acel protocol de colaborare cu SRI. SRI care are o forță de penetrare în societate net superioară. Discutăm de peste 10.000 de angajați, tehnică de ascultare care valorează undeva la 1 miliard de euro, gestionată de SRI, capacități de penetrare în instituții publice, în societate net superioare. Este clar că în comparație au existat, cu 100 și ceva de procurori. Este clar că acum ne apar informațiile din ce în ce mai numeroase, mai consistente, cu privire la ilegalitățile care s-au produs în trecut. Spuneam că am reținut declarația SRI-ului, care a rupt aceste protocoale după decizia Curții Constituționale. E un pas. Dar noi nu știm ce s-a întâmplat și care au fost efectele acestor colaborări malefice în trecut. Există alte complicități din partea altor instituții. Eu am mai spus și am să mai spun și în seara asta. Paradoxul este că în România instituțiile care sunt chemate să combată corupția sunt ele însele corupte, afectate de grave scandaluri. Doamna Chioveș și-a acuzată și dovedită că și-a plagiat teza de doctorat. Rămâne în funcție ca și când nimic nu s-a fi întâmplat. În proporție de 5%. Da, da, da. DIICOT-ul a avut șefa DIICOT-ului, știm ce s-a întâmplat, a trebuit să... Nu că a trebuit să demisioneze, pardon, a fost arestată. La... ANAF se întâmplă același lucru. Dispariția misterioasă a lui Marta, acuzațiile asupra lui Blejnar și așa mai departe. Toate aceste instituții, care Ani, ăla care era președinte la Ani, arestat și ăla. Sigur că în spate vedem acum că există și o luptă acerbă pentru putere între instituții care nu sunt democratice și nelegitime să intervină în lupta pentru putere. Vedem și lucrul ăsta, dar pe lângă chestiunea asta, probabil că sunt și alte lucruri grave pe care ni se ascund nouă, care apar din când în când, eu știu, ca accidente, prin bunăvoința unor oameni care sunt în sistem, care defectează datorită investigațiilor presei și așa mai departe. Deci lucrurile astea nu putem să le considerăm că sunt minore, că sunt secundare, că nu afectează sistemul juridic din România. Ba da, el îl afectează foarte grav.
Totuși DNA recunoaște prin acea dejungere că nu avea competență să ancheteze legalitatea și oportunitatea ordonanței 13. Și atunci îți pui întrebarea, presupunem, mergând de la premisa totuși de bună credință, că procurorii de la DNA totuși cunosc puțină carte, puțin mai multă carte. Unii pentru probabil că cunosc, au funcțiile acelea importante. Domnul Mănăstire, unii cunosc, dar de ce s-au lăsat unii antrenați? Probabil că cei care s-au lăsat antrenați au altă agendă, au o agendă de promovare profesională care nu ține cont de nimic și atunci sunt dispuși să facă orice fel de compromis și orice fel de abuz. Orice dosar, domnule Tăicianu, este semnat și contrasemnat când începe urmărirea și ancheta și verificarea, este practic supervizat de un șef ierarhic. Este. Șeful acelui ierarhic se consultă într-un colegiu de conducere și ei discută despre lucrurile astea. Da, și adică să vă spun ceva, o astfel de anchetă, eu nu-mi imaginez că este demarată de un procuror oarecare. Fără ca șeful instituției să știe despre ea. Pentru că gravitatea unei astfel de acțiuni este una cu totul și cu totul apart. Deci, eu de aceea am spus că o responsabilitate nu are numai procurorul de caz, care poate, eu știu, poate fi considerat de bună credință, nu știu, dar prost pregătit profesional. Aici are o responsabilitate majoră chiar șeful instituției, care a dat girul pentru ca o astfel de anchetă să fie demarată. Și de aceea trebuie să existe până la urmă o anumită responsabilitate, adică cum toți avem o responsabilitate pentru acțiunile noastre și DNA-ul trebuie să aibă o responsabilitate pentru acțiunile pe care le întreprinde și care sunt grav sancționate de Curtea Constituțională. Astăzi, Lumea Justiției a publicat un interviu cu un membru CSM, o doamnă judecător, care a recunoscut, apropo și de protocol, a recunoscut ceea ce practic știam cu toții, că niciun magistrat din România, procuror sau judecător, nu a plătit niciodată material, nu a plătit, cum să spun eu, nu a achitat banii, da, a plătit material, decizii eronate pe care le-a luat, fie sentințe, fie trimiteri în judecată în cazul procurorilor. Deci nu există nici o acțiune de regres prin care un magistrat din România să fie obligat să plătească sume de bani în dosar. Bun, de ce aici două, este, da, aici este o discuție, sigur, în ultima vreme s-a pus problema din ce în ce mai mult a răspunderii magistraților. Actualele legi care reglementează funcționarea justiției prevăd anumite elemente legate de răspunderea magistraților. Nu, până acum nu știam. Da, zero cazuri. Dar nu, e vorba, stați puțin, nu e vorba numai de răspunderea materială, financiară, dar este vorba, au fost până în prezent, da, au fost sancționați și judecători și procurori, au fost alte răspunderi, au fost răspunderi disciplinare, s-au aplicat sancțiuni, numai că reduceri de salariu administrative și așa mai departe. Părerea mea este că CSM-ul este, și să știți că părerea mea nu este a unui om care funcționează în cadrul sistemului, părerea mea este formată pe baza discuțiilor pe care le-am avut cu judecători, cu procurori, cu profesori universitari de drept și care cu toții spun că CSM-ul este o instituție care nu își face treaba cu responsabilitate. Asta este marea problemă, adică pentru a ține în mână justiția, pentru a sancționa abuzurile, excesele, derapajele care au loc în justiție. Asta este marea problemă. Cum ieșim din cercul ăsta vicios? Pentru că, într-adevăr, există dictonul acela românesc, corb la corb, nu scoate ochii. Și o discuție pe care inclusiv eu am avut aici adresat de politician, oameni care mi-au trimis mesaje și care îmi spun, niciodată în România un corp al magistraților nu va lua măsuri drastice, dure, împotriva colegilor. Sunt anumite cazuri, dar niciodată nu se va ajunge la, da, cum să spun eu, la o, domnul Mănăstire, la o verificare. Este evident că inspecția judiciară nu face ceea ce ar trebui să facă și nu o spun eu asta. Am discutat, așa cum vă spuneam, cu asociațiile magistraților, cu cele mai prestigioase asociații ale magistraților, care în ultima perioadă, observați că au ieșit în public cu mult curaj să vorbească despre abuzurile, despre, eu știu, lucrurile care funcționează prost în ansamblul sistemului de justiție. Fără îndoială că o discuție cu asociațiile magistraților va putea să ducă la soluțiile de corecție a acestei situații nedorite. Adică, cum, dacă este nevoie să reformăm într-un fel sau în altul CSM-ul, să dăm mai multă putere inspecției judiciare, mai multă independență, să capete mai mult curaj pentru a fi mai eficientă și pentru a nu tolera, pentru a nu închide ochii la abuzurile care se întâmplă. Ați văzut de curând ce a fost cu celebrul procuror de la Prahova, da?
ce a spus doamna Chiove și de el, că nu crede că e nevoie să fie sancționat, că nu știu ce. Până la urmă și-a dat ăla demisia, dar nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat dacă nimic, numai presiunea... Dacă acele nu înregistrări exact, unul trecea cu până la, urmă, până la urmă, presiunea publică, tot ce a apărut în mass media a fost factorul determinant pentru ca el să plece din procuratură. Pentru doamna Chioveși, el era de bun de funcționat în continuare. Apropo de procurori, aveți și dumneavoastră câțiva pe urme. Este un domn Deca, este șeful DNA-l de la Brașov. Astăzi un martor, un subiect, cred că este pus sub acuzare, Remus Truică, din dosarul în care sunteți și dumneavoastră acuzat de mărturie mincinoasă, a vorbit de faptul că acest domn Deca, șeful de la DNA Brașov, l-a chemat pe Remus Truică în 4-5 ocazii pentru a-i smulge un denunț împotriva dumneavoastră. Și Remus Truică a spus că nu a avut ce scrie, drept urmare și-a văzut de calitatea procesuală. Este pus sub învinuire în celebrul dosar Băneasa, pădurea Snagov și ce-or mai fi acolo, retrocedări. Da, asta este edificator. Deci ceea ce apare în spațiu public, vedeți că este edificator pentru a înțelege cum funcționează unii din cei care sunt angajați în procuratură. Ei își fac un titlu de glorie de a face un dosar unui om politic pentru a-și crește cota de popularitate, pentru a fi promovat profesional și caută cu mijloace care sunt nelegale să obțină forțat mărturii false în așa fel încât să aibă elemente pe care să le pună la dosar. Să știți că lucrul acesta l-am aflat cu mult înainte de a apare mărturia sau, mă rog, declarațiile domnului Truică în public. Am aflat și de la alți martori care au fost anchetați în acest dosar. A procedat la fel cu toți. A procedat? Asta este o știre. Da, 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 a procedat la fel cu toți. Și dacă vă spun unul din nume, dacă vă spun unul din nume, o să, da, l-am mai spus. Același lucru i-a propus și lui Victor Ponta să facă declarații referitoare la mine. Împotriva mea, da. Dan Andronic și alți li s-au cerut lucrurile astea? Mai știți să ne dați nume? Întrebați-i pe ei, nu vreau să stau acum să... Eu știu foarte multe lucruri, dar o să le spun atunci când cred eu de cuvință. Când? Când va merge dosarul în instanță sau în ce moment? O să vedem. Păi, puse cap la cap toate informațiile astea, arată că până la urmă s-ar putea ca dumneavoastră să-i fost ținta acestui dosar de la Brașov. Așa zisul dosar Băneasa și al pădurii Snagov. Nu, din dosarul respectiv, pentru că nu au avut niciun fel de acuzație pe care să mi-o aducă, au lăsat dosarul să meargă în continuare și au făcut o șmecherie, cum se numește, au disjuns din acest dosar o acuzație de așa zisă mărturie mincinoasă, în care niciunul din cei care sunt în dosar și care depun mărturii nu spun altceva decât nu mă contrazic pe mine. Niciunul nu mă contrazice. Eu nu sunt obligat să răspund la întrebări exact cum răspunde o altă persoană. Fiecare are propria percepție asupra lucrurilor, propriile informații. Eu am dat informațiile pe care le-am avut în mod corect și dacă ele nu seamănă, pentru că eu spun, domne, eu mergeam către Brașov și altul spune, da, zice, în timp ce dumneavoastră mergeați la Brașov, eu veneam la București. Foarte bine. Dar asta nu înseamnă că eu am mințit în ceea ce mă privește și nici el nu a mințit în ceea ce îl privește. Dar prin modul în care sunt prezentate lucrurile în dosar de către acest procuror și prin modul incorrect în care ele au fost dezvăluite în public, cu toate că eu n-am posibilitatea să stau să mă apăr în public, că nu există această posibilitate și nici nu vreau să o utilizez. Eu vreau să merg în instanță ca să-mi dovedesc nevinovăția. Dar ceea ce vorbeam noi, principiul care este respectat în toată lumea, și anume cel al prezumției de nevinovăție, este evident că în România nu funcționează. Procurorii se simt liberi să dea informațiile pe care le consideră pe sursă, în așa fel încât în percepția publică să se creeze imaginea vinovăției persoanei pe care ei au acuzat-o și care nu are posibilitatea să se apere. Domnule Tăicianu, pe Remus Truică l-au întrebat despre finanțarea campaniei din 2008 și l-au întrebat despre implicarea dumneavoastră punctuală. Nu era vorba despre declarații de... Da, Remus Truică, să vă spun ceva, el n-a avut nicio treabă cu finanțarea campaniei.
El își vedea pe afacerile lui. Păi, pentru că ei caută, procurorii caută tot felul de piste, doar o găsi ceva cu care să cum să spune în limbajul binecunoscut, să îi infunde pe cei pe care vor să îi acuze, da? Și sigur că încearcă toate pistele posibile. Da? Asta e. Ca să vă închidă gura sau care este sensul? Ca să mi închidă gura, ca să fiu eliminat din politică, că cu închisul gurii vedeți că nu merge la mine. Nu da? V-ați întrebat totuși, sunt lucruri despre care ilegalități pretinse întâmplate în 2007, eliminarea unor persoane politice de pe scena politică românească este deja o practică curentă. Această practică a început să fie utilizată din perioada mandatului președintelui Băsescu și este continuată cu mult spor de actualul președinte. Da? Ca să fim foarte clari. Și ce are acuzațiile, câștigat? Aduceți-vă aminte de acuzațiile din campania sau din precampania și din timpul campaniei electorale de anul trecut. Acuzațiile pe care le rostea președintele cu multă dezinvoltură, folosind termeni de penal și așa mai departe, la adresa celor care, sigur, aveam o anchetă în curs de desfășurare. Astea sunt realitățile cu care discutăm în România. Eu cred că vom reveni într-o bună zi la normalitate. Probabil că actualul președinte, când își va termina mandatul și va intra în aceeași morișcă în care a intrat și predecesorul lui, îi va veni mintea la cap. Până atunci, el crede că e într-o poziție favorabilă și se folosește de aceste instrumente pe care văd că, cum să spun, ne arată deliciu funcției, da? Cum crede el că trebuie să domine scena politică românească. Așa înțeleg unii noțiunile de democrație, așa înțeleg unii noțiunile de liberă exprimare, de, știu eu, până la urmă, de libertate, de... Asta e. Domnule Tăicianu, apropo de adversitate cu președintele Iohannis, intenționați să candidați la alegerile prezidențiale în 2019? E mult drum până atunci, e greu de spus. Bun, în logica acestei discuții, eliminarea dumneavoastră, repet, ați fost chemat și sunteți pus sub acuzare într-o poveste, într-un dosar de la Brașov, după 8 ani de la presupusele fapte sau discuții. 8 ani de zile presupun că puteau să vă cheme, nu să lămuriți lucrurile acelea. Dar vreau să-mi răspundeți fel după publicitate, apropo de candidatul la președinție. Da, știți de ce nu m-au chemat? Pentru că la momentul respectiv... DNA-ul, nu, nici eu poate nu eram un adversar, să zicem, periculos și nici DNA-ul nu o luase razna cum a luat-o în ultimii 2 ani de zile, ca să-și imagineze că ei trebuie să facă curățirea scenei politice. Numai că în momentul în care președintele țării spune acest lucru foarte grav, că trebuie făcută curățirea clasei politice, unii din DNA își imaginează că ei ar trebui să facă acest lucru fără ca cineva să le fi dat vreun mandat și nici nu se poate da un asemenea mandat într-o țară democratică și liberă. Luăm o scurtă pauză comercială și vreau să îmi răspundeți încă o dată ferm la întrebare dacă veți candida în 2019 la președinția României. Revenim. Am revenit în dezbatere alături de președintele Senatului Călin Popescu Tăicianu. Domnule Tăicianu, discutam în contextul dosarului de la Brașov în care sunteți anchetat despre faptul că vă considerați o țintă. De acum. E o chestiune mai veche. De la alegerile din 2014? Probabil că de la alegerile din 2014, da. Păi, folosind logica asta, pentru alegerile din 2019, intenționat să candidați la președinția României, adică rămâneți cu calitatea asta de țintă? Să știți că eu cred că niciun om care, chiar dacă are, eu știu, poate un gând oarecare cu privire la viitoarele alegeri, nu-și face planurile încă de pe acum, e prea devreme. Ceea ce îmi doresc în momentul de față, vă spun cel mai mult și cel mai mult, este ca alianța dintre noi și PSD să reușească să-și pună în aplicare programul de guvernare. Pentru că în funcție de acest lucru, în funcție de reușita noastră politică, atunci voi putea peste un an sau doi să discut realmente dacă este un astfel de deziderat realist sau nu. Pentru că dacă nu vom reuși să performăm, dacă nu vom reuși să punem în practică ceea ce ne-am angajat, atunci sigur că o discuție de genul ăsta rămâne
pur și simplu un deziderat în vânt. Veți avea congres la ALDE, știu că există asemenea discuții, pe de altă parte și foștii dumneavoastră colegi de la PNL au congres anunțat în iunie. Da. Încep cu ultima chestiune. Veți accepta o plecare în grup a unor parlamentari de la PNL nemulțumiți de rezultatele congresului din iunie, pentru că și acolo sunt mai multe tabere, sunt nemulțumiri în Partidul Național Liberal, da? Și sunt unii care s-ar îndrepta spre ALDE ca variantă de a-și, da, de a-și păstra opțiunea liberală, să zic așa. Am văzut o serie de speculații de acest gen. Am să vă spun care este obiectivul meu și al colegilor mei, al majorității, colegilor mei, nu pot să spun în unanimitate, că nu pot să intuiesc ceea ce gândește fiecare. Ceea ce ne dorim noi este să reușim, într-o măsură cât mai importantă, să lămurim alegătorii, cetățenii, că ALDE este autenticul reprezentant al liberalismului în România. Și când vorbesc despre liberalism, vorbesc despre un partid care pune în justa valoare apărarea drepturilor și libertăților individuale și, bineînțeles, toate celelalte componente care țin de o viziune liberală asupra lucrurilor, o economie liberă, performantă, competitivă, bazată pe merit, o economie care nu este distorsionată, perturbată de alți factori. Deci, acestea sunt lucrurile pe care le doresc cel mai mult ca obiectiv al congresului pe care urmează să-l organizăm. Și apoi, sigur că vom vedea, vor fi simpli oameni care vor dori să adere, cu toate că apetența pentru politică în ultima vreme am văzut că a scăzut, vor fi oameni care au o înclinație liberală, care au mai activat sau n-au mai activat în politică, vom vedea. Dar sunteți dispus, dumneavoastră personal? Pentru oamenii de calitate care au o convingere liberală, sunt dispus oricând să stau de vorbă cu ei. Pentru că știu că sunt foarte mulți oameni care astăzi sunt în PNL, care speră la o minune, speră ca partidul să-și capete profilul pe care l-a avut odinioară și să nu rămână ca un fel de anexă a actualului președinte al României. Ce s-a întâmplat? Ce știți că s-a întâmplat cu Partidul Național Liberal? Un partid care totuși a dat președinte României în 2014, care în ianuarie 2015 era cotat undeva la 40% din procente, care s-a prăbușit în 2 ani de zile la o cotă, da, cum să spun eu, îngrijorătoare, aproape jumătate de procente pierdute, aflându-se în opoziție, domnul, da, Tăriceanu. Există o succesiune de factori, dar care sunt legați între ei. Primul element esențial a fost că partidul, în loc să își păstreze propria identitate, s-a transformat, așa cum am spus mai devreme, într-o anexă a cotrocenilor și a devenit un instrument de politică al președintelui. Punctul 2. O întreagă generație de lideri politici care urmau după mine și după cei care erau colegi de generație cu mine au fost pur și simplu eliminați de pe scena politică și din conducerea PNL-ului. Da? Eliminați pur și simplu, scoși din joc, brutal, prin intervenția organelor, cum se spune. Da? Și al treilea lucru, evident, noua garnitură care a venit, reprezentată de fosta președinte, de actuala președinte, n-au nicio legătură cu valorile consacrate ale liberalismului și au un discurs care este populist, demagogic și care n-a mai convins electoratul. Simplu. Bun, doamna Alina Gorghiu, apropo de fosta președinte a PNL, cum să spun eu așa, să formulez mai elegant, este până la urmă o creație a leadership-ul PNL condus de dumneavoastră. Vine din zona, cariera politică a doamnei Gorghiu începe în guvernarea Tăriceanu. Că a început cariera politică e altceva. Ca să ajungi la vârful partidului, în fine, aici nu-mi revendic niciun drept și niciun merit. E problema partidului, cum și-a făcut până la urmă selecția de cadre și cum au hotărât să aleagă o astfel de persoană în fruntea partidului. Dar dacă vă aduceți bine aminte, doamna Gorghiu n-a fost aleasă de partid, a fost aleasă de domnul Iohannis, ca să punem lucrurile în, cum să spun, în matca corectă. Nu a fost o decizie internă a PNL-ului, nu a existat un congres în acest sens, a fost desemnată de domnul Iohannis și aleasă cu aplauze și urale. Atât de bine a performat.
atât de bine a performat, că până la urmă au trebuit să ia decizia după alegeri să o... Și doamna Turcan a fost impusă, spun surse politice, tocmai de președintele Iohannis. Nu sunt la curent cu... Probabil că o fi și doamna Turcan, după cum la nivelul de performanță pe care îl are, eu cred că astăzi încă PNL-ul mai are ceva resurse, sigur decimate în bună măsură, dar cred că mai are ceva resurse să scoată o personalitate cu mai bune calități. Mai are resurse? Din vechiul PDL sau din vechiul PNL? N-au reușit încă să fuzioneze, să funcționeze ca un partid. Nu vreau să mă bag în bucătăria lor internă, e problema lor. Bun, revenind la funcționarea Alianței de Guvernare, știu că există mai multe discuții, mă interesează și cred că interesează și pe telespectatori. De peste aproape un an, Serviciul de Informații Externe, al doilea serviciu ca importanță, funcționează fără director civil, este condus de gradați. Există o decizie politică deja cu privire la șefia SIE. Se discută despre o înțelegere politică între alianță, între dumneavoastră, domnul Dragnea și președintele Iohannis, cu privire la numele viitorului director SIE. Este domnul Cezar Preda, s-a discutat lucrul ăsta, este clar. Astea nu sunt decât speculații și n-a existat niciun fel de discuție. Nici măcar între Liviu Dragnea și mine, cu atât mai puțin cu președintele. Deci nu confirmați aceste lucruri, nu există o înțelegere cu președintele. Nu că nu confirm, infirm că ar exista o astfel de discuție sau că ar fi existat o astfel de discuție și numele pe care l-am văzut, evocat, nu știu de unde a apărut, dar în fine. Da, ați fi de acord să cedați pe negociere politică șefia SIE celor de la opoziție? Vă spun ceva, o să discutăm întâi. În alianță, părerea mea e că trebuie să găsim în primul rând o persoană care să poată să facă față constrângerilor și, până la urmă, responsabilităților unei astfel de funcții. Și nu e chiar un lucru foarte ușor. Depinde ce vrem să facem cu aceste servicii. Dacă vrem să punem un om căruia să-i dăm o sinecură sau cineva gândește în termenii ăștia, atunci e foarte simplu. Da? Dacă vrem ca acest serviciu să fie, cum să spun, să funcționeze după toate standardele democratice și de eficiență, atunci ar trebui să gândim poate la o persoană cu anumit profil. Apropo de profile, întâmplarea face că cel nominalizat, domnul Cezar Preda, și alte nume vehiculate, nu știu cum se face, domnule Tăicianu, că toți cei care ajung să conducă serviciile de informații în România, nominalizați și după aceea confirmați, au fost înainte să ajungă șefi. Domnul Preda n-a fost nominalizat de nimeni. Nu... Mass media, numele, sursele politice și așa mai departe. Nu știu cum se face că toți șefii ăștia de servicii inițial se aflau în anturajul sau în siajul serviciilor de informații și după aceea ajung să conducă ei serviciile. Acest lucru este evident că trebuie să înceteze. Adică cei care au fost cultivați, formați, educați, trebuie să vină oameni care, așa cum spuneam, au convingeri democratice serioase. Înțeleg că serviciul nu trebuie să aibă niciun... Dar în ceea ce privește în momentul de față SIE, nu vreau ca ceea ce spun să se interpreteze cumva ca un reproș la adresa serviciului. Dar eu vreau pentru... ca să fim feriți de orice riscuri pe viitor, cei care conduc serviciile să fie oameni care, în primul rând, sunt civili, ca să spun așa, și înțeleg că trebuie să existe o linie de demarcație netă între servicii și viața politică. Nu au serviciile ce să se implice în viața politică, în deciziile politice sau ale justiției. Sau economice. Da, adică serviciile trebuie să-și vadă de treaba lor, ca peste tot în lumea civilizată, și nu trebuie să existe o imixtiune a acestor servicii în alte zone în care pot să producă distorsionări. Nu sunt de acord cu prezența serviciilor în mass media, nu sunt de acord cu prezența serviciilor în zona politică, a Parlamentului, a Guvernului, în zona economică, în zona justiției. Da? Nu au serviciile ce să caute, adică serviciile trebuie să-și ducă activitatea conform menirii în care ele au fost gândite întotdeauna și în sensul în care funcționează peste tot în lumea democratică și liberă. Și care, din păcate, putem spune că au și-au
au mai deraiat, au mai ieșit în lateral. Aici este, dacă vreți, o vină reciprocă și a factorului politic care a permis acest lucru să se întâmple și a lipsei de control intern la nivelul serviciilor de informații. Mulțumesc, domnule Tăricianu, pentru prezență. Rămâneți pe B1 TV. O seară bună, numai bine!